Florin Piersic a popozit vineri și sâmbătă la Târgu Jiu. Florin Piersic, pur și simplu, a fost numele spectacolului pe care l-a susținut. Celebrul actor nu a ratat ocazia de a le povesti celor prezenți despre cum și-o amintește pe Elvira Godeanu. Văd pe perete un tablou superb și zic, Doamne, doamna Elvira, ce frumoasă ați fost! La care Prager a început să râdă, ea la fel, și zic, nu, am vrut eu să trec busuiocul, zic, nu, și acum sunteți atât de frumoasă. Și mă bucură, zice, lasă, că o să vină o zi, Florine, să ții minte, să dea Dumnezeu să trăiești tu anii mei. O să vină o zi când cineva o să intre în casă la tine și o să vadă un tablou sau ceva cu tine și o să spună, mamă, dar cum ați fost? Totodată Florin Piersic l-a apreciat și pe ctitorul teatrului Marian Negrescu. Când nu mai este aici, în acest teatru care îi poartă numele și care este o bijuterie. O bijuterie, teatrul ăsta. E o nebunie și sunt foarte bucuros că domnul Georgică Drăghescu, care scrie despre mine și care a dorit ca eu să vin aici, bineînțeles înfrățit cu domnul director general acestui teatru, care este Marian Negrescu și care m-a primit excepțional. Glumele, evident, nu au lipsit din program, pe lângă momentele deosebit de emoționante. Spectacolele au fost cu casele închise, pentru că toate biletele s-au vândut de luna trecută. Prețul unui bilet a fost de 60 de lei și au fost vândute 400. Evenimentul a făcut parte din Festivalul Național de Teatru Zilele Elvira Godeanu, care s-a desfășurat în luna mai.